Turneul de tenis de la Vâlcea a fost dominat de piteșteni. După ce nu a mai putut juca finala turneul de la Constanța din cauza unei toxinfecții, în acest weekend Tudor Antonia Maria a câștigat trofeul Oxygen Arena la grupa sa de vârstă. În finală, sportiva în vârstă de 8 ani, legitimată la clubul Racheta Campionilor, s-a impus în fața unei alte piteștence, Ada Panaitescu. Un alt piteșan care s-a impus la trofeul Oxygen Arena Under 10 a fost William Văsâi, fiul omului de afaceri Gheorghe Văsâi. Micul campion l-a învins în finală pe Andrei Griguță, o altă mare speranță a tenisului argeșean.